Salutare, oameni buni! Astăzi ziua de duminică, 14 martie, a fi de jucat pe Cagliari Juventus. Juventus vine după dezamăgirea eliminării din Champions League. Probabil că Juventus, evident, este mai bună decât Cagliari. Cagliari fiind acolo la un loc retrogradabil, s-ar putea să lupte ceva pentru un egal. Au făcut multe înfrângeri adevărate în ultimele 10-15 meciuri, au avut vreo 8-9 înfrângeri. Cagliari mai în toate înfrângerile alea, chiar și cu echipele bune, nu a primit foarte multe goluri, de multe ori pierdea la 0-1 sau 1-2, 0-2. Iar acum Juventus fără prea mare chef. Ar trebui să marcheze aici, este clar echipa mai bună, dar va fi destul de greu la limită. Eu să joc pe Juventus că marchează 1-3 goluri. Oaspeții, Juventus marchează 1-3 goluri la cotă de 1-34. În meciul din Franța, PSG cu Nantes, PSG clar echipă foarte bună. Lyon a făcut un pas greșit, a făcut egal în etapa aceasta. PSG poate să se apropie de Lille, care e pe prima poziție. Lille are meci greu la Monaco. PSG cu Nantes, Nantes echipă foarte modestă, a avut niște egaluri, înfrângeri 2, singură victorie cu Angers. Eu o să joc aici special, un pariu special, o să joc marchează Kylian Mbappé. Mbappé a marcat și în meciurile de Champions League cu Barcelona, tocmai s-au calificat, au trecut de Barcelona, moralul lor e foarte bun, cred că Mbappé va juca campionatul, așa că trebuie să apese un pic pedala de accelerație, iar în meciul ăsta cred că vor da gol. Și Mbappé marchează, este o cotă 1.60, o cotă foarte bună. Din aceste două cote facem o cotă de 2.14. Dacă vreți să mai adăugați un meci ca să mai crească un pic cota, puteți să jucați și CFR Cluj 1 solist la o cotă de 1.25, dar sări undeva la 2.50. Dar astea sunt ponturile mele, Juventus marchează 1.3 și Mbappé să marcheze cotă 2, vă urez baftă la pariuri.